Salut și bine ați venit la Doar de Lectură. Astăzi vom discuta despre cartea lui Ray Bradbury, Omul Ilustrat. Cartea este de la editura Paladin din Science Fiction Master, colecția Science Fiction Master, da. Are undeva, ia să vedem, 277 de pagini și este în traducerea lui Iulia Ana Maria. Ok. În primul rând, ăsta nu e un roman, e o culegere de povestiri, are undeva la 18 povestiri și pornește de la premiza că, voi spun asta, e chiar prima, dar nu-i povestire, e premiza de la care pornește romanul. Un oarecare om ilustrat, înainte de a fi om ilustrat, lucra la circ, a avut un accident, s-a rănit la un moment dat, n-a mai putut să-și facă numărul, așa că pentru a rămâne în continuare în cadrul circului, a găsit o femeie destul de în vârstă care făcea ilustrații pe corp. A nu se confunda ilustrații pe corp cu tatuaje, da? Respective ilustrații însă prezentau povești în mișcare, iar la un moment dat, pe numărul drept pe spate, după un anumit timp apărea și imaginea cu persoana cea mai apropiată de el și mai exact cum acesta va muri. Ok. Lucru care îl face să-și piardă slujba și așa mai departe. Iar în momentul în care începe cartea, acest om ilustrat ajunge într-un parc unde găsește un vagabond, bănuiesc, nu i s-a spus exact, dar lasă să înțeleagă asta, care schimbă câteva vorbe și apoi se culcă pe iarbă. Respectiv, vagabond îi privește pielea, unde apar imaginile și vede povestea, cele 18 povesti, da? Din ce mai citisem și văzusem review-uri, înțelesem că finalul fiecarei povestiri merge mai departe și se întoarce la povestea omului ilustrat. De fapt, doar la finalul primei povestiri se mai menționează ceva, în rest, începutul și epilogul, da? Iar povestirile merg una după alta, neavând o legătură clară, ca zic, sau evidentă între ele. Fiind povestiri care merg de la domeniul, hai să zic, un pic horror, pentru că avem și vreo două care ne duc spre domeniul ăla, la povestiri science fiction, fiction și așa mai departe, da? Ba chiar putem spune că și ceva cu influențe sau un pic de fantasy e pe acolo, eu sunt destule, cam de toate. Extraordinar, partea bună e scritura. E o scritură simplă, nu avem de-a face cu o scritură complex, literară, asta nu înseamnă că cartea nu e literară, da? Dar nu avem de-a face cu un scriitor pretențios, asta observați și din Fahrenheit 451, care e ușor accesibilă, ușor digerabilă, fără pretenții, fără acel, știți, când îți dă impresia autorul că te privește cumva de sus, da, poftim, cam asta e opera mea. Mă rog, aici exagerez, dar înțelegeți ce vreau să spun. Acei scritori sofisticați sau supra-sofisticați care se vor a fi citiți doar de cititori super-avizați care pentru a le înțelege opera trebuie să facă studiu înainte și să citească încă 7 cărți de documentare pentru a putea vedea ce a vrut el să spună respectiva carte. Nu zic că nu au respectivele scriitori, nu sunt apreciați și așa mai departe, dar totuși oricând prefer un scriitor simplu, știu, e mai ușor pentru mintea mea, e mai ușor să conceapă, să vadă concepte și idei simple, să le asimileze și așa mai departe. Asta e o carte care poate fi citită și citibilă de oricine. Sincer, nu văd vreun impediment în acest lucru. O să vă povestesc pe scurt 2-3 povestiri, subiectul a 2-3 povestiri, nu foarte mult, dar hai să vedem. Savana, prima povestire de fapt, într-un viitor, nu se spune exact când, o familie s-a mutat într-o casă în care una din camere era o cameră care recrea ceea ce gândea celor ce intra înăuntru. Și
Acești părinți observă la un timp că respectiva cameră recrează doar o savană cu lei, cu tigri, etc. Și respectivii lei cam mai mereu îi priveau ciudat, ba din când în când vedeau că mestecă diferite chestii, cum ar fi portofelul lui, eșarfa soției și așa mai departe. Cumva familia, părinții mai zis, se sperie de cei doi copii că își imaginează lucruri prea violente și vor să închidă camera și să mute de acolo. Nu vă zic, bineînțeles, cum se termină. Așa, hai să vă mai zic autostrada. Fermier simplu, da, la bază, gen care se chinuia să-și are pământul și cu soția lui, era apropo din Mexic, care se bucura de ceea ce îi dădea autostrada din când în când, pentru că autostrada mai îi dădea câte un capac de mașină, de roată de mașină, îi mai dădea câte un cauciuc spar și așa mai departe, din care el folosea tot, din capac făcea un fel de tavă, din cauciucuri făcea încălțări. Cumva era obișnuit ca oamenii când trec pe lângă el și îl văd că muncește câmpul să oprească, să-l admire și atunci el muncea mai repede și mai cu sârm, câteodată îi mai dădeau și câte un bar. Numai că acum vede că nu mai trec mașini, iar când treceau un șir și fugeau repede, nu se opreau, până când oprește una ca una din mașini pentru a-i cere apă. Și aici urmează discuția care mi s-a părut destul de simplă, dar cu conotații adânci, dacă stai să analizezi un pic. Exilații. Foarte interesantă povestirea asta. Pe Marte. Au multe povestiri când spun că se petrec în spațiu, duc spre Marte. Pe Marte trăiesc niște exilați, ca să zic așa. Iar o rachetă de oameni încearcă să se ducă pe Marte. Cumva prin flashback-uri aflăm că oamenii au ars toate cărțile, toate operele literare. Cumva în momentul în care au ars cărțile, pe Marte au apărut scriitorii, fantomele acestea, exilații acestor scrieri, și anume Edgar Allan Poe, care e cumva personajul principal. Îl mai avem și pe Charles Dickens și așa mai departe, care cumva trăiau prin umbra cărților lor. Iar cei care au plecat spre Marte au luat cumva într-o inspirație de moment ultimile cărți de pe pământ care le conțineau și povestiri. În momentul în care se îndreptau, Edgar Allan Poe se hotărăște să facă un fel de rezistență și să-i ucidă și așa mai departe. Destul de interesantă, nu insist mai mult. Orașul. Orașul e o povestire interesantă despre un oraș complet pustiu, un oraș care așteaptă să vină cineva. La un moment dat, pe Marte, pentru că acolo se află orașul, apar oamenii și intră în oraș. Era o echipă de comando care venise să vadă ce este acolo. Orașul complet pustiu, la un moment dat dispare unul, mai dispare încă unul, o atmosferă horror. Și nu vă zic ce era cu orașul ăla, dar lucrurile erau construite expre pentru a aștepta oamenii. Mai vă zic despre una dintre povestiri și gata, racheta, un om care lucra într-un cimitir de fier vechi, așa, și care tot pe aferul pentru a revinde, destul de sărac, visea să plece cu racheta, să vadă constelațiile, să vadă spațiul, știa că chestia asta îl va transforma complet. Din toată sărăcia lui reușise să găsească bani de un bilet. Dar în discuțiile cu un alt prieten, acesta îi spune, bine, foarte bine că a găsit bani de un bilet, dar cine o să plece? Ai nesoție, ai trei copii, deci sunteți patru și aveți bani de un bilet. Și cel care va pleca în spațiu va fi urât de restul familiei și nu vei face decât să aduci ură și ceartă în familia ta. Bineînțeles că ajunge în familie, discută cu ceilalți, fac o ședință. Toată lumea vrea ca celălalt să meargă, să se bucure în timpul ăsta. El era, ei, cel care rămâneau, erau cumva invidioși pe ăla, așa că se hotărăsc să tragă la niște paie. Cel care câștigă, mai întâi soția, caută o scuză să nu plece, după care iar trag, iar cel care câștigă, băiatul cel mic, iar spune că caută o scuză pentru că cumva nu vrea nimeni să fie el cel privilegiat, că toți vreau să meargă în spațiu. Iar finalul este foarte interesant și iarăși cu niște conexiuni adânci, dacă stai să te gândești un pic, pentru că la un moment dat, vă zic doar atât,
în curtea sa ajunge o rachetă veche, incredibil de veche, care e vândută tot așa la fier vechi. Și de aici el se gândește ce să facă mai departe pentru a-și împlini și visul de a merge în spate, în spațiu, dar nici nu, de a nu dezamăgi familia sau cei care ar fi rămas în urmă. E incredibil povestea, plină de speranță, plină de putere de convinge, așa, știi? E o povestire care te face să zâmbești și în același timp poate să verși o lacrimă în colțul ochiului. Nu chiar s-a întâmplat asta, dar așa. Și bineînțeles, urmează epilogul în care se leagă cu începutul cărții noastre, cu omul ilustrat. Ok, hai să vă zic părerea pro și contra, deja ne-am atins foarte mult. Povestiri scrise foarte bine. Nu cred că e o povestire să mă fi plictisit sau să nu vreau să o citesc sau zic, aia, asta eram plus. Nu, parcă au fost alese, sunt convins oricum că au fost alese. Dar au fost alese numai best of the best, ca să zic așa. Nu există povestiri de umplutură sau chestii de astea. Partea negativă că timpul trecând peste carte și fiind scrisă până 1900, nu știu, 50, ceva în genul ăsta, destul de veche cartea, nu scrie aici, văd că nu scrie Paladin când a fost scrisă. Ia să vedem. 1951, da. Autorul vede colonizarea planetei Marte ca maximul, cam acolo s-ar duce. Mai apar, bineînțeles, și câteva idei de a trimite către Venus și așa mai departe, dar în principal nu s-a adaptat foarte bine, da, timpul trecând, apărând tot felul de gadgeturi, cum ar fi computerele, cum ar fi telefoane mobile, etc., etc., nu pot spune că a ținut cartea pasul cu vremurile, pentru că n-avea cum, a fost scrisă, da, acum 80 de ani. Dar asta ar fi singurul lucru care aș putea să-i găsesc cu o chichiță la carte, dar nu e vina nici autorului, nici a el, ea e scrisă foarte bine. Oricum, nota nu poate fi decât 10 din 10, o carte pe care o recomand. Oricui, cred că ar putea fi și o carte bună de, pentru cititorii care n-au mai citit niciodată science fiction, să intre în lumea science fiction. Foarte, foarte bună. Asta fiind zis, până data viitoare, vă doresc o zi bună, la revedere și nu uitați să rămâneți, dar nici de lectură.